La Alba Iulia a continuat astăzi cea de-a 16-a ediție a Simpozionului Internațional de Teologie Ars Liturgica, de la chipul slavei la imaginile idolilor postmodernității. Cea de-a doua și ultima zi a simpozionului a avut ca moment central decernarea titlului de doctor honoris causa academicianului Radu Ciuceanu. Festivitatea de decernare a titlului de doctor honoris causa a avut loc în aula Dumitru Stăniloae a Instituției de Învățământ Teologic din Alba Iulia, în prezența conferențiarilor și a invitaților din țară și din străinătate. Acordând astăzi domnului profesor Radu Ciuceanu titlul doctor honoris causa, ne onorăm pe noi înșine. De ce? Pentru că domnia sa a cunoscut rigoarea temnițelor comuniste, gustând din paharul suferinței și trăind o tinerețe sfântă. Această tinerețe pentru mulți deținuți a fost încununată cu jertfa supremă pentru învierea acestui popor de la Carpați și Dunăre care s-a născut creștin. Suferința și jertfa constituie cheia care declanșează valuri de har pentru sufletul tău și pentru neamul tău. Aș zice că timpul n-a trecut degeaba, că nu suntem sortiți unei, eu știu, unei paralizii intelectuale sau spirituale. Și cred că în privința aceasta biserica este prima care trebuie să tragă un clopot de veghe, dar și unul de alarmă. Avem nevoie de sfinții noștri și care au fost. Avem nevoie de oamenii care atunci când se duc duminica sau la sărbătorile noastre creștine să-și aduc aminte de eroi. De aceea am zis și am pus pe acest ecran deviza generației mele: pace martirilor, slavă eroilor. După ceremonia decernării titlului academic onorific, a avut loc lansarea Enciclopediei Martiriului Românesc din închisorile comuniste, editată de Academia Română. Considerăm că aceste două zile au fost o reușită, nu numai pe plan academic, ci și pe plan teologic și duhovnicesc, prin numărul de participanți din țară străinătate, dar și prin cei care au dorit să asculte lucrările simpozionului și care în aceste zile au fost alături de vorbitori. Finalul zilei a aparținut corurilor secției de teologie pastorală și a secției de muzică din cadrul Facultății de Teologie din Alba Iulia, care au interpretat cântece religioase și patriotice.